Partea de timp alocat pentru workshop, puteți să vă mai jucați pe partea de storage puțin. Bun. Următorul topic pe agenda de astăzi, care este și ultimul, este pe partea de cron jobs. În Microsoft Azure, la acest slide, chiar am făcut update special pe partea asta. Bun. Câți din voi știu ce este un cron job? Ce este un cron job? Exact. Este un task la care poți să faci scheduling, care are o anumită recurență pe care tu vrei să o controlezi. De exemplu, la un anumit interval de timp vrei să execuți o anumită comandă. Bun, deci am decis să vorbim despre acest task și să dedic destul de mult timp despre acest subiect, este că în momentul în care aveți nevoie de un batch job, de un cron job, o să observați că există foarte multe opțiuni pe Windows Azure. Nu există o singură variantă, există mult mai multe variante despre care vreau să discutăm astăzi. Și în momentul în care găsești 3 sau 4 moduri să faci un anumit lucru, te întrebi de ce ai mai multe opțiuni și pentru cazul tău, care ar fi cea mai bună opțiune din cele care sunt available. Scopul e să vedem ce este un cron job, ce avem nevoie pentru a crea un cron job, care sunt metodele pe Windows Azure și să vedem care sunt avantajele și dezavantajele când mergem pe fiecare opțiune pe care noi o avem disponibilă. Deja am răspuns la întrebarea ce este un cron job. Este un time-based job scheduler când poți să execuți diferite comenzi. Cred că cele mai uzuale, în general, sunt cele în care trebuie să facem un backup, trebuie să facem un clean sau la un anumit moment din zi vrem să executăm o anumită acțiune. De exemplu, în exemplu precedent vorbeam de resizing la poze și sunt cazuri când, de exemplu, partea de resizing vrei să o faci noaptea pentru că știi că load-ul este mult, mult mai mic. Sau chiar în unele țări știi că cu curentul este mai ieftin și merită să ții procesoarele sus pe un anumit interval orar. Bun. În general, partea de cron job nu înseamnă neapărat că este un task care este scurt, de câteva secunde. Poate fi și un task care să ruleze o oră, două ore, chiar o zi, dacă nu mai multe zile. Variantele de cron job care există la ora actuală sunt cele folosind worker role, folosind mobile services, Azure Scheduler, Web Jobs și Hadoop, HD Insight. Să zicem că prima, partea de worker role, nu este neapărat specifică la Windows Azure, din cauza că până la urmă e definirea unui custom cron job pe o instanță. Adică să ne instalăm sau să ne definim un tool care să punească un anumit task la un anumit interval orar. Dar restul, de la mobile service până la Hadoop, HD Insight și suportul pentru joburi, o să vedem că este ceva specific fiecăruia. Primul despre care aș vrea să vorbim este cele folosind worker role și înainte să trecem la partea asta, aș vrea să știu dacă știți ce este un worker role sau aveți idee la ce se referă un worker role. Știu că Tibi v-a dat câteva manute chiar în prima sesiune. Vă mai aduceți cumva aminte? Un worker role este o instanță pe care o puteți folosi pentru a executa batch, acțiuni de tip batch. Acțiuni care sunt legate doar de procesor, de memorie sau acces la diferite servicii exterioare. De exemplu, pe un worker role nu puteți avea hostat ceva pe IS. Worker role în sine nu are un IS, nu puteți publica prin VCF un endpoint și așa mai departe. În schimb, ce face worker role-ul? Poate consuma diferite servicii și poate să execute anumite acțiuni. De exemplu, un worker role este perfect pentru redimensionarea unor poze sau pentru encoding la un video. Chestii de genul acesta. Și având worker role-uri, uneori vrem ca pe ele să executăm la un anumit interval de timp acțiuni de tip batch. Acum, din cauza că nu avem parte de IS, pentru că am zice, ok, la un anumit interval de timp, putem să apelăm un endpoint care îl postăm pe IS și să se execute o anumită acțiune. Pe partea de worker role, opțiunile pe care le-am putea avea, dar din cauza asta, pentru că e o opțiune custom, putem până la urmă folosi orice tool.
Una din ele îi folosind Windows Scheduler. Are suport direct pe Windows și spunem un anumit proces când să se execute și ce acțiune să se facă. Și am terminat această problemă sau folosim deja tool-uri deja existente. Un timer sau orice fel. Din cauza asta, partea de workflow nu este foarte specifică la batch, dar totul se poate face și chestii custom. Bun, prima opțiune de care v-am zis este să folosim task scheduler de pe Windows. Al doilea ar fi să ne creăm un timer, să facem trigger la un anumit interval de timp. O altă opțiune este să avem aplicații custom instalate pe workerroll, care să ne simuleze un cron și să ne dea drumul la o anumită acțiune. Sau a patra variantă, dacă vrem ceva custom să ne implementăm, chiar putem avea un Windows Azure Table în care pe o entitate să specificăm când s-a executat ultima oară un anumit job. Soluția asta merge destul de bine când ai mai multe worker role-uri care le folosești și pentru alte activități în afară de acțiunea aceasta de batch. Sau ai mai multe acțiuni și acțiunea de batch o să fie executată pe o singură instanță sau o să fie triggeruită, astfel încât poți să ai 10 worker role-uri, fiecare execută și alte lucruri, iar la un anumit moment dat ele verifică pe un anumit tabel sau dacă este momentul să înceapă executarea unei anumite acțiuni. Sau, bineînțeles, folosim un sistem de messaging, de exemplu Qs. Și, de exemplu, dacă mergem pe opțiunea combinată cu Windows Service Bus, putem adăuga într-un queue mesaje care să fie available pentru consumator doar după o anumită perioadă de timp. De exemplu, putem crea 100 de mesaje care să fie vizibile pentru a fi consumate doar la o anumită oră și la o anumită zi, astfel încât prin modul ăsta noi putem simula momentul în care să ne fie pornit batch-ul pe care vrem noi să-l executăm prin intermediul unui cron. Următoarea opțiune de a crea cron job-uri este mobile services. Partea de mobile services este în general folosită când avem aplicații mobile pentru care nu vrem să ne dezvoltăm partea de backend. De exemplu, am o aplicație pe mai multe platforme, și pentru iPhone, și pentru Windows Phone, și pentru Android. Și am nevoie de un backend în care să stochez anumite date. Nu vreau să mă apuc să-mi instalez undeva un server, să-mi definesc endpoint-ul și așa mai departe. Mobile Services, de fapt, este un wrapper peste cele mai uzuale cazuri când avem nevoie de un backend pe Mobile Services și vine built-in cu aceste servicii, precum autentificare, partea de storing la date și, bineînțeles, partea de scheduling pentru diferite joburi. Este bine de știut că partea de mobile service, când o să ne definim un batch, se definește în JavaScript. Deci nu scriem C#, nu scriem VB sau orice alt limbaj, folosim JavaScript. De fapt, toate comenzile custom pe backend, când folosim mobile services, înscrise doar în JavaScript. Avantaje și dezavantaje. De ce zic dezavantaje? Singurul dezavantaj e că scriptul pe care noi îl scriem, din păcate, nu-l putem avea pe un source control, să avem un proiect specific pentru scripturile noastre custom, pe care să-l ținem pe un source control. Astfel încât, dacă vrem să luăm un cod și să-l punem pe mobile services, să facem copy-paste la conținut, în fereastra care ni se deschide din portal. Astfel încât, dacă e o echipă mai mare, cineva face modificări și nu le face commit și pe source control sau n-ai ultima versiune, s-ar putea să nu se sincronizeze echipa foarte bine. Dar să sperăm că în viitor o să facem deploy la configurări custom de mobile services și direct din Visual Studio. Acum, pe partea de configurare, dacă avem nevoie de un scheduler pe mobile services, avem chiar în meniu această opțiune de crearea unui schedule în care putem specifica la ce interval de timp să se execute acesta sau dacă vrem în momentul în care avem o cerere.
Și aici spuneam de, de fereastră unde trebuie să ne, să ne definim acțiunea pe care vrem să o executăm. Bun, a doua opțiune, de fapt a treia, da, a doua, pentru că prima de worker-ul am zis că e mai mult custom și nu e built-in pe Windows Azure, este Azure Scheduler, care ce ne permite să facem? Ne permite să definim ca și serviciu la un anumit interval de timp un endpoint HTTP ca să fie apelat sau a doua opțiune, automat într-un queue să ne fie trimis un anumit mesaj. Astfel încât dacă avem pe queue respectiv un anumit consumator, putem să facem trigger la o anumită acțiune. Un alt avantaj pe Azure Scheduler este că dacă până acum am vorbit de backend și partea de backend care să fie pe cloud, acum putem folosi Azure Scheduler și pe un backend care este pe on-premise. Că până la urmă requestul de endpoint HTTP sau HTTPS poate să fie oriunde, poate să fie pe cloud sau publicat oriunde altundeva pe internet. De exemplu pe Amazon sau la noi acasă pe serverul de acasă. Exact aceeași chestie și pe queue. Până la urmă, un queue poate fi consumat de către oricine. Avantajele folosirii la Azure Scheduler mai este și în modul în care poți să vezi istoric ce s-a întâmplat. Adică, dacă noi avem un scheduler care la un anumit interval de timp apelează un endpoint și observăm că acțiunea respectivă nu s-a întâmplat, vrem să știm care este cauza. Cauza este din cauza că Azure Scheduler nu a făcut apelul sau endpoint-ul nu a putut să fie apelat, că a fost down sau ceva s-a întâmplat. Astfel încât putem vedea istoric ce s-a întâmplat în ultimele două luni și fiecare apel să vedem dacă s-a terminat cu succes sau nu. Bineînțeles, vine și cu niște costuri. În cazul la Azure Scheduler, îi gratis până la 5 joburi definite care să ruleze la o atomicitate de minim o oră. Deci dacă vrem ceva mai des de o oră, nu putem face gratis. Și pentru 7 euro și 45 de cenți putem rula până la 500 de joburi la un interval de un minut. Deci putem avea 500 de tipuri de joburi care să se execute. În comparație cu primul pe care îl cream direct din Mobile Services, partea asta se creează direct din meniu pe care îl avem pentru un anumit serviciu. Să sar puțin peste asta, vreau să ajung undeva unde este mai interesant. Partea aceasta, în care avem lista cu toate joburile pe care noi le avem definit și dacă dăm click pe unul și ne uităm la istoric, putem să vedem exact care a fost statusul la fiecare apel și cum s-a terminat acesta. Iar după aia putem să vedem, să zicem, un fel de raport, să ne dăm seama cum s-a executat fiecare acțiune și dacă am avut erori în momentul în care s-a făcut apelul. Bun. Mai putem defini cron joburi, o amintit și Tibi la prima sesiune, folosind web jobs. Acesta este destul de asemănător cu partea de mobile services din punct de vedere cum se configurează. Diferența principală este că puteți scrie jobul în sine în orice fel de limbaj. De exemplu, dacă faceți un website care este scris în PHP, nimic nu vă oprește ca cron jobul să fie scris exact în același limbaj. Că până la urmă o să se apeleze pachetul pe care voi îl puneți pentru a fi executat. Acesta este singurul tip de job available care în momentul în care vreți să îl configurați, aveți nevoie să faceți upload la pachet, la pachetul care definește jobul care vreți să se execute. Deci codul în care se specifică ce se întâmplă pentru fiecare apel în parte, trebuie pus ca și un zip. În Visual Studio puteți automat crea, aveți direct template-ul pentru acest zip și ceea ce trebuie acesta să conțină. Bun, pe partea de schedule, atât acest tip de scheduling cât și altele, vă permit să executați aceste joburi în diferite momente.
De exemplu, puteți specifica ca în fiecare zi, din fiecare în fiecare luni, din fiecare săptămână, să se execute o anumită acțiune. Sau una a treia zi din lună. Deci tot felul de combinații de genul acesta. Sau să se execute luni, marți și miercuri. Nu-i numai o parte recurență pe care o poți spune la nivel de zi, ci și din punct de vedere a unei săptămâni, a unei luni și mi se pare că chiar ca și un an, dar nu sunt sigur. Aici sunt toate opțiunile pe care le avem disponibile. De exemplu, puteți din punct de vedere a zilelor din săptămână, a zilelor dintr-o lună, în prima zi, în a doua zi, până la N ziua dintr-o anumită lună, sau din săptămână la o anumită zi. Bun. Și ultimul, deși pare puțin ciudat, este cron-john folosind Hadoop. Ce a făcut Microsoft pentru acest lucru? Nu a făcut aproape nimica, pentru că Hadoop în sine are suport la a defini cron joburi. Iar ei integrând Hadoop prin HD Insight, automat au și acest serviciu. Dar acesta este folosit în general când avem servicii care folosesc Hadoop. În sensul în care nu o să ne creăm o instanță și nu o să folosim serviciul Hadoop de pe Windows Azure doar pentru cron joburi. Înseamnă că folosim deja Hadoop și vrem să facem trigger la anumite joburi care îs pe Hadoop. Bun, și acum vine întrebarea normală, când să le folosim pe fiecare din ele. Partea de workerol este recomandată să fie folosită când avem nevoie de toată puterea pe care o mașină reală sau o mașină virtuală, dar care să aibă disponibil tot procesorul și memoria la dispoziție. Îs parte de joburi care folosesc intensiv procesorul. Streaming-uri video, de fapt nu streaming-uri, ci partea de encoding, în special video, de video sau când avem, de exemplu, nevoie să generăm un zip sau ISO-uri. De exemplu, la fiecare sfârșit de săptămână trebuie să generăm un nou ISO cu un anumit conținut. Nu vrem să folosim puterea de procesare de pe nodul care ține site-ul nostru web și atunci o să folosim un workerol în care putem să definim un cron job care să se execute. Următoarea opțiune este mobile services. Acum, clar că mobile services și partea de cron job o să folosim când folosim un mobile services. Pentru că dacă avem un mobile service și avem nevoie de un cron job acolo, nu vrem să ne definim un Azure Scheduler care să apeleze un anumit link pentru a putea face trigger. Și în special, acest lucru este suportat în felul ăsta din cauza că mobile service este gândit ca un serviciu care, când este folosit de către aplicațiile mobile, să nu mai ai nevoie și de alte servicii de pe Windows Azure, astfel încât ei încearcă să pună sub aceeași cupolă toate. Chiar dacă, să zicem, în spate, s-ar putea ca cron jobul definit din mobile services să fie foarte asemănător ca și implementare sau să folosească în spate aceleași servicii pe care le avem deja available pe Azure Scheduler. Azure Scheduler e, cred că, cel mai generic scheduler care există la ora actuală. De ce? Poate să facă trigger la orice fel de endpoint-uri, la orice fel de mașini, atâta on-premise cât și on-cloud. Dacă avem nevoie de a putea vedea istoricul, când s-a executat fiecare, când s-a apelat fiecare cron job, sau să putem controla la o atomicitate mult mai mică când să se execute, cum am văzut, la fiecare minut sau în anumită zi a săptămânii și așa mai departe, Azure Scheduler o să ne poată ajuta la această problemă pe care o avem. Web joburile sunt perfecte pentru site-uri, când avem un website ca și un Windows Azure website, când nu vrem să ne batem capul, adică să fie ceva simplu, dar doar în cazurile în care acțiunea pe care vrem să o executăm este o acțiune simplă. Pentru că, de exemplu, dacă avem o singură instanță a website-ului sau suntem în faza în care suntem standard, sau mi se pare, cred că din standard, vi se activează automat opțiunea de cron jobs pe web jobs. Nu vrem să folosim instanța și resursele acestuia să executăm acțiuni care sunt consumatoare de resurse. De exemplu, dacă avem o mie de poze la care s-a făcut upload în decursul zilei, nu vrem să ne blocăm mașina care face hosting la site și cu redimensionarea acestor poze.
sau cu să-l am cu encoding video. Dar, în schimb, dacă, de exemplu, avem o acțiune de cleaning, de exemplu, curăță directorul de temp și uită-te în storage și șterge toate pozele care au fost uploadate acum o săptămână, pentru că nu mai au niciun fel de valoare. Atunci s-ar putea ca un website scheduler să ne fie destul de ok pentru această problemă. Bun, cam asta a fost prezentarea în mare a cron joburilor. Dacă ar fi ceva întrebări pe partea aceasta. Poftim. Da. O să vin din la tine după și o să arăt că trebuie să-mi pornesc Visual Studio și o să iau puțin timp până fac partea asta. Dar ideea că este un template, trebuie să ai un anumit fișier cu un anumit nume ca să faci trigger. Dar depinde foarte mult și de limbajul în care scrii acest job. Dacă nu, am eu o întrebare pentru voi. Care din aceste joburi vi se pare cel mai, nu neapărat ok, ci cel mai full fit la toate feature-urile care ar trebui să le aibă un scheduler? Poftim? Din punctul meu de vedere ar fi Azure Scheduler. Și mi se pare că varianta free e destul de ok, pentru că dacă în mod normal nu ai nevoie de joburi care se execute mai puțin de o oră, în mod normal. De obicei, o dată la o zi sau o dată pe săptămână ai diferite joburi. Bun, atunci putem trece la tema, să zic așa, la partea de workshop real. Bun. Request-ul ar suna în felul următor. Create an Azure Scheduler that uses a queue to trigger a cleaning mechanism. The batch job should delete all the blobs that are under a specific container. Asta înseamnă că avem nevoie de un Azure Scheduler, sau asta este propunerea mea, care să pună un mesaj în queue și să avem un worker role creat local care să înceapă să se uite în queue dacă sunt mesaje și dacă sunt pe queue mesaje să înceapă să execute o anumită acțiune. Iar al doilea pas ar fi să creăm un web job pe un website care să șteargă conținutul din blob sub un container pe care l-am făcut pentru tema precedentă. Și aici, din păcate, nu mai am linkuri. Cea parte de resurse ce ar trebui să folosiți. Dar ar trebui să fie destul de simplu, pentru că mare parte din configurare se face direct din portal. N-am găsit Azure Scheduler. Poftim? N-am găsit Azure Scheduler. Ba da. Clipă. Poftim? Acum vreau să verific. Era în faza de preview și era vorba să iasă din faza de preview deja. Și vreau să văd dacă apare ca și preview sau nu.